Salut și bine v-am găsit la un nou episod din Spor. Nu m-am așteptat în niciun caz când am făcut episodul ăla de ieri să există asemenea suport din partea voastră. La episodul ăla s-au strâns peste 22.000 de like-uri. Când am văzut chestia asta, aproape că nu mi-a venit să cred, pentru că de obicei la un episod nu se strâng în niciun caz atâtea like-uri. Pur și simplu incredibil și vă mulțumesc din suflet tuturor. Se pare că această serie v-a plăcut foarte mult când am făcut-o în trecut și cred eu că după răspunsul pe care mi l-ați dat ieri, vreți o nouă serie cu Spor. Așa e? Eu cred că așa e. Așa că hai să pornim la drum de unde am rămas data trecută cu creatura noastră. De asemenea, nu uitați să apăsați butonașul de like dacă vă place în continuare și dacă vreți să facem cât mai multe episoade cu Spor. Totul va depinde în funcție de voi, știi? Cred că așa o să facem seriile în funcție de suportul vostru, în mare parte. Vom merge să mai cunoaștem creaturi noi. O să trebuiască să-i punem și mânuțe la caracterul ăsta pentru că nu are momentan. Dar zice find new parts to evolve, deci o să trebuiască să mergem să explorăm. De asemenea, acum putem să luăm pe cineva în pack. Deci, hai să vorbim cu ăsta. Salut, salut. Ce faci? Așa și dăm aici pe pack. Și acum el va veni cu noi și ne va ajuta oriunde vom avea nevoie, pentru că clar o să avem nevoie dacă mergem undeva, posibil să fim atacați de creaturi ciudate. Și de asemenea vedeți că planeta asta e verde, așa, e diferită față de alte planete. Dacă jucam pe o planetă normală, cum era Pământ, de exemplu, ar fi fost... toată lumea știe cum e Pământ, dar asta e o planetă diferită. Bă, voi sunteți răi? Eu vreau să-mi fac aliați pe cei care vor să fie aliați și cei care nu vor să fie aliați ne batem cu ei, știi? Dar dacă putem să ne facem prieteni, o să ne facem prieteni. Bă, ăsta are două gure, e nebunit? Eu cred că pot să-i fac pe ăștia cu dansul, nu cu dansul, gen cu cântatul. A, îi fac direct, fii atent. Hop! Ne-a dat un nou part, stress ball. Ok, și trebuie să mai ne ducem la încă unul. Ia. Și... așa cred că o să fim mult mai puternici în următoarele stagii, făcându-ne prieteni. Ia uite ce frumos. Și acum ne-am prietenit cât de cât, dar ca să fim foarte buni prieteni trebuie să ne împrietenim cu 3 creaturi din zona respectivă. Da, devine din ce în ce mai ușor și ăștia tocmai au devenit aliați. Deci așa fain e parts to evolve. Deci o să vrească să mai găsim și parts pe undeva să evoluăm. Bă, ce-s cu creaturile alea? Ăia sunt răi, îi vedeți? Aia sunt de aia răi. Și dorm în niște chestii, voi vă observați? Nu prea aș vrea să mă duc acolo, că nu sunt foarte bine echipat. Deci nu prea știu dacă e o idee bună să mergem acolo. O să trebuiască să mergem să și mâncăm ceva. Câte puncte avem? 182 de puncte. O să mergem imediat să ne evoluăm creatura. Da, momentan o să și mâncăm niște fructe de pe aici. Bă, ăsta e Alpha Osmo. Uite cum arată, lol, parcă e o râmă. Tot felul de design-uri și design-urile astea, v-am zis, sunt făcute și de alți player. Bă, dar nu cred că pot să mănânc asta? Ba da. Mă gândeam că dacă n-am mâini, nu pot să mănânc, dar o să ne punem mâini imediat. Și ne evoluăm creatura, ne facem și mai șmecheră. Băieți, trecem și noi pe aici, sper să nu vă deranjăm. Sper să nu vă deranjăm, nu vă luați de noi. Uite ce râme ciudate. Bă, vină încoace. Tipul din pack-ul meu trebuie să am grijă de el, că dacă cumva rămâne în urmă, nu aș vrea să-l atace cineva, știi? E un măr stricat? Aparent e stricat, l-a mâncat cineva și l-a lăsat acolo. A, ăștia sunt prietenii noștri. E bine că avem prieteni lângă noi. Uite, au mulți ochișori. Că avem prieteni lângă noi, că... ai nevoie. Faza cu Spor, cred că vom juca până la... până când devine joc de strategie. Pentru că de acolo practic nu mai e Spor. De acolo pur și simplu devine super, super plictisitor. Dar când ajungem la stagiul ăla, dacă vreți, facem altă creatură pe alt path și chestii de genul ăsta, o facem altfel. Ceva de genul ăsta m-am gândit eu cel puțin. Bun, hai să facem mating call. Adică o să vedem dacă vreți să jucăm și jocul ăla de strategie. Că există un stage unde trebuie să-ți faci joc de strategie, da? Mie nu mi-a plăcut niciodată partea aia a jocului, așa că de-aia zic, nu cred că o să fac aia. Dar cea mai interesantă parte a jocului mie mi se pare Creature Stage și Tribe Stage, unde ai un trib personal. Că după aia tu vezi de sus și mulți unități, parcă te joci Age of Empires sau ceva. Face așa, uite așa un ou ușor, se face mai mare, ia uite ce drăguț și toată lumea dansează și este fericită. Bun. Hai să vedem cum evoluăm noi creatura. Asta e o parte destul de importantă a jocului. Avem un stealth ball care are strike de level 2 și health de level 2, ăsta cât are? Ăsta are, nu știu, hai să văd. Ăsta are de level 1, deci clar chestia asta e mult mai bună de aici. Mă gândesc, cea mai bună poziționare ar fi pe coadă, bănuiesc că îi dă cu coada.
Dar nu are mâini. Așa că o să-i punem mâini, să vedem de care, graspers. Ia să vedem astea. Astea sunt mai lunguiețe, astea sunt mai cu mușchi parcă și astea sunt gen direct mâini. Nu știu de care să-i bag. Hai că o să-i bag de astea, uite așa. Arată destul de ciudat. Bine, poți să-i le poziționezi, poți să-i faci așa mâinile dacă vrei. Și înțelegi tu, dacă tu, deci dacă îi faci mâinile așa, după aia el va merge așa. Uite, dacă îi dau, uite așa va merge. Adică, gen, ți-ai bătut joc de el. Nu o să facem chestia asta, o să-l facem ca lumea. Dar știu, deci ai atâta customizare, uite, ai, poți să faci ce vrei tu, le faci foarte subțiri, le faci foarte groase. Dar eu cred că o să-i le las în față. Ceva de genul. Adică că să, ca un, ca o creatură normală, să poată să apuce și el ce are nevoie și, na. Așa, capul cred că o să-i facem coloana mai așa. Coada să-i o las mai în jos, eventual, capul el să-i îndrept, ceva de genul. Parcă merge cocoșat așa puțin, dar mie îmi place stance-ul ăsta pe care l-am pus. Și acum aș putea să mă gândesc dacă ăsta e puțin. Am aripi să-i bag? N-am aripi, dar am sneak și charm. Ăsta are jump și charm. Vreau jump. Vreau să poată să sară, că momentan nu poate să sară. Sprint, ăsta poate să fugă mai repede. Și că la un moment dat ne dă, uite, jump și glide. O, avem aripi. Fii atent că-mi pun aripi, ai nebunit. Mai am vreunul care are, nu, asta e. Vom avea aripi. Bă, îmi place să zbor. Întotdeauna mi-a plăcut în spor să zbor. E super șmecher. Și acum vom avea această posibilitate. Să-i le fac mai lungi, să le pun pe spate, pliate, cred că ar fi o idee bună. Dar nu așa, ele să fie așa gen, dar să fie pliate pe spate. E destul de ciudat editorul ăsta, felul în care trebuie să-i le editezi. Uite, așa ar fi. Cred, un piculez mai sus. Și hai să-i dăm și o nouă culoare, zic, dacă tot i-am făcut aripi pe spate. Hai să-i facem și o altă culoare și un alt pattern. Hai să vedem cum i-ar sta așa. Nu prea îmi place chestia aia. Ce sunt astea? Partial styles. Bă, ăsta parcă e șmecher așa, parcă e un mini dragon. Nu-mi place partea aia de sus foarte mult. Coat. Cred că pot să-i o schimb. Coat? Adevărat, pot să-i o schimb. Hai să văd cum ar fi mai mișto. Uite, cu negru, frate, ce șmecher e. Uite, așa-l las. Chiar îmi place cum a ieșit așa. E, și detail? Lol, poți să editezi tot ce vrei, frate, deci nu trebuie să-l lași exact așa cum... Ok, domnule Mișc Muștar, așa te lăsăm ca design, dar totuși mai avem 57 de puncte și îți vom pune punctele. Aș mai vrea să poți să atași cu ceva, pentru că tu nu prea poți să atași cu mare lucru momentan. Ce să-ți dau eu să ataci? Asta eu am gen... Ăsta are... Nu știu dacă pot să sar. Pot să fac glide, dar gen pot să sar? Hai să-i pun să sară cu ceva. Sneak, sprint, jump și glide. Vreau un jump. Vreau un jump mare. Jump și charm, uite ăsta e. Și o să-i punem două frunze la coadă. Arată straniu, ce să zic, dar o să poată să sară mai tare cu ele. Bun, și suntem gata să pornim la drum cu noua noastră creatură. Ia să vedem cum o să iasă. Oricum mă bucur din suflet că vă place jocul ăsta, pentru că, v-am zis, e ceva care mie personal mi-a plăcut de prima dată când l-am jucat atunci, acum câțiva ani. Și acum să putem să-l jucăm în 60 de FPS și grafică mai bună și chestii, e ceva tare. Faza e că acum cred că o să se schimbe ceva. Cred că se mută toți la noul cuib. Ne vom schimba cuibul de câteva ori. Deci să nu vă faceți griji. Nu știu dacă acum se întâmplă sau nu. Eu spui și migrating into a new nest. Da. Ne schimbăm cuibul. Use your minimap to help navigate the world. Și o să trebuiască să mergem după ei. Hai să vedem dacă trebuie să... Mă învață charm-ul. Am o abilitate nouă. Charm. O să fac așa de... Pam, pam. Și când o altă creatură va avea charm, noi trebuie să urmăm charm-ul ei. Ca să putem să ne aliem cu creatura respectivă. Bă, dar ce șmecher arată acum. Chiar arată bine. Și acum putem... Bine... Nu prea putem noi să... Bă, de fapt, merge puțin așa. Gen, dacă mi-au avânt... Bine, astea o să le evoluez aripile, știi? Adică nu o să rămână așa. Dar, momentan, sunt destul de bune, zic eu. Avem un pack așa... Avem... Trebuie să mergem pe aici, pe drumușorul ăsta, cred. Pentru că casă pe aici nu mai avem. Dar faza că aș vrea să cunosc și celelalte creaturi din zonă.
Hai să mergem să le cunoaștem și pe aia vom merge să migrăm. Nu vreau să ratez nimic, vreau să cunoaștem toate creaturile și să devenim prieteni cu ei dacă sunt prietenoși. Uite, ăștia sunt prietenoși aparent. Dar zbor tare, frate, dacă mi-au avut de pe un deal, chiar zbor tare. Ei, băieți, și voi aveți aripi? Sunt prietenos, sunt prietenos. Hai să vorbim cu ei, să vedem. Ha, mă, că merge, uite, eu ce-i cânt. Eu puteam să-i fac charm, cred că ieșea mai bine dacă îi dădeam un charm. Eu i-am cântat în continuu. Hai... Bă, unde, bă? Mamă, ce tare zboară ăștia, dar o să-mi iau și o aripi de alea, o să am și o aripi de alea de dragon. Ăștia au aripi de dragon. Hai, cântă. Să vedem dacă dă charm. Fiate, dacă dă charm, îi dau și eu. Nu, el tot cântă. Îi dau ce-mi dă și el. Asta, cam asta vreau să fac. Trebuie să dau pe unul pe care n-am mai dat. Unul care nu m-am prietenit încă cu el. Uite asta. Hai, prietene, să vedem ce dai tu. Cânteci el. Ok. Și după asta ce dai? Charm. Am și eu charm. Ia, fii atent. Charmul meu nu merge așa de bine ca al lui. A? Mamă, ce e aia? Cred că e dans. Eu să-i dau cântecel. Cântecelul meu e cel mai bun. Charmul nu cred că am făcut level destul de mare pentru el. Foxury Wings. Mi-a dat niște aripi noi. Glide de level 3, ești nebun? Ok, alea o să ne punem următoarele, cred. Ne-am prietenit cu ei, avem un nou aliat aici. Hai să mergem mai departe, avem încă un semn de întrebare un piculeț mai în față. Și o să mergem până la ei. Mamă, ce sunt ăștia? Alpha Wub. Ce drăguți sunt ăștia! Oh my god, vreau să-i cunosc. Bă, băieți, ce faceți? Ce faceți, băieți? Ești șmecher, frate, poți să cunoști o fel de specii. Am cântecul pe level foarte mare, de-aia reușesc să-mi împrietenesc atât de repede. Charmul e level mic, am impresia. Uite cât de repede mi-i împrietenesc pe ăștia. El acum dă dans, de n-am posibilitatea să dau dans, că nu știu să dansez. Îi dau un charm. Uite, charmul nu merge la fel de bine. Nu l-am impresionat pe ăsta. A ajuns la mijloc ca bara lui și uite, vedeți, nu l-am impresionat. Să mai încercăm o dată. O să încerc doar cu dans, nu, doar cu, pardon, doar cu cântec. Uite, doar cu cântec merge. Merge chiar foarte bine. Ok. Și ce se întâmplă? Îmi crește creierul din nou? Cred că da. Ok, mi-a crescut creierul din nou. Și acum ce se va întâmpla? Îmi dă ceva abilități noi? Nu mai țin minte exact care-i faza. Și zice, Morbane Brown, another step towards sentience. Your brain is larger, your stature grander. Și mi-a dat posibilitatea să iau două de astea în două animăluțe. Vezi că am unul după mine? Ei, poți mai iau încă unul acum. Super tare. Bine, asta o să facem în momentul în care ajungem la trib. Mama, a început ploaia. Ăștia ce-s? Au un singur picior? Bă, ăștia au un singur... Mamă, sărăcuții de voi. Care v-a făcut pe voi, mă? Care v-a făcut pe voi cu un singur picioruș? Hai să ne împrietenim și cu voi. Sunt unele creaturi care sunt atât de evoluate încât tu nu poți să te împrietenești cu ele pentru că tu personal nu ești atât de evoluat ca ele. Și din cauza asta nu o să te lasă să te împrietenești cu ele decât dacă evoluești tu mai tare. Dar momentan cu ăștia văd că ne descurcăm destul de bine. Mai am în afară de ăștia încă niște creaturi pe ei. Dar cred că ăștia o să rămână ultimii care ne împrietenim momentan. Și pe aia vom mergem la trip să vedem ce face ca să ne mai luăm încă un om. Încă o creatură cu noi. Ok. Încă o chestie, uite. Hai să descoperim ce e. Mi-a dat un ochișor. O să încerc fiecare chestiuță de asta să o dezgrob dacă e să găsim chestii. Nu vă speriați, băieți. Bă, ăștia... Upsies. Mamă, ăștia au trei ochi. Băieți, ce faceți? Mamă, cum arată ăsta aici. Nebun, zici că e hamster cu trei ochi. Uitați-vă la gurișa. Nu hamster, dar gen iepure. Și nu știu ce sale, cred că așa dorm ei. Interesant. O să-i lăsăm în pace momentan. Probabil o să ne mai întoarcem noi pe la ei. Dar... momentan... Aha, uite, asta era. Mă căutam și nu știam unde e. O să vă furăm partul ăsta de aici, dar am nevoie de el. Uite, mai e unul aici. Și acum mergem spre noua bază, pentru că probabil cei de acolo se întreabă unde suntem. Bine că s-a oprit ploaia, că... Nu știu, mie niciodată nu-mi place într-un joc când plouă. Îmi place în viața reală când plouă, dar într-un joc parcă... nu știu dacă îmi place atât de mult. Mai degrabă îmi place să fie soare și frumos. Și pe planeta asta zici că suntem așa într-o junglă ceva. Acum arată Punk Bird. Mamă, câte specii de animăluțe. Și când vă gândiți că toate sunt făcute de cineva, adică nimeni, niciun animăluț ăsta nu e random. Fiecare a fost făcut de cineva. Uite ce față are ăsta.
Și creature creatorul e destul de avansat, adică dacă vrei să-ți faci o creatură, poți să-ți o faci cum vrei. Știu că erau unele creaturi care erau chiar și făcute un pic mai indecent, dar le-au banat la un moment dat. Știu că a fost un scandal pe tema asta, că oamenii își făceau tot felul de forme, ca să înțelegeți voi la ce mă refer. Dar da, hai să luăm de aici niște fructe, că mi-e foame. Vedeți hangar-ul acolo jos și viața tot acolo jos. Nu știu acum la ceilalți dacă, dar din ce am văzut, că în momentul în care eu mănânc, se duce și el și mănâncă, uitați-l, vedeți? Deci, practic, el știe exact ce trebuie să facă. Și mi-arată că aici undeva ar fi pack-ul meu, zice migrate to a new nest. Hai să văd, că nu știu exact. Ba nu mai, mai încolo puțin, un pic mai departe. Bă, ăștia-s răi! Cine-s ăștia? Grape. Păi nu prea vreau să mă întâlnesc cu ei. Faza e că dacă ne văd, s-ar putea să ne bată. Și nestul meu undeva mai în față. Nu am cum să-mi impresionez pe ăștia, că sunt răi. Adică în momentul în care mă vor vedea, mă vor încerca cel puțin să mă omoare. Mamă, ce e aia? Wow, Epic Raptor! E un dimita mai dinozauru! Glumești cu mine? The fuck, are 1000 la viață! 1000! Ok, să vedem ce e aici. Frate, glumești cu mine? Eu n-am mai văzut chestia asta în joc până acum. Și ăsta mei! Ia atacă pe aia! Bă! Bă, du-te bă de aici! Stai că am venit. Nu cred că trebuia să apară la acolo, mă gândesc. Noi am ajuns la nest, dar mi-a luat pe unul. Uitați-l acolo în partea din dreapta. E prima dată când văd în joc așa ceva, e nebunit? Sau poate nu mai țin eu minte, dar... The fuck? Tita mai e dinozaurul lângă baza noastră. Te-ai găsit, ce noroc. Sau mai degrabă ce ghinion. Bun, și acum ce? Că ăla a rămas spânzurat acolo. Aha, ok. Bă, dar cum îl bat pe ăsta? Hai, băteți-l băieți, băteți-l. Îi dau. Dați-i, atacați-l. Sper să nu mai ia pe mine. Uale, i-a dat una și a murit ăla din prima, e nebunit. Am fugit de aici. Frate, cum să-l omor pe ăsta? Fugiți! Fugiți că vine! O, doamne. Băieți? Băieți, mă ajutați și pe mine? Am o sugestie. Fugiți! Fugiți! What the fuck e aia? Oh my god. Bă, măcar l-am luat de la nestul nostru, știi? De la... Da, bă, totuși. Oh my god. Băieți, ăla-i nebun. Cum îl batem? Trebuie să ne aliem împotriva lui. Mamă, toți sunt răi pe aici și ăștia sunt răi. Așa că pot să-mi împrietenez pe ăștia. Vedeți care au foțuca aia nervoasă? Sunt răi. Sper să plece, frate, că nu am chef de el. Pe bune, chiar n-am chef de el. Aia ce-s? Mamă, ăștia și mai răi. E plin de ăștia răi. Faza că trebuie să ne aliem cu aia care sunt buni. Pentru că... Astfel vom avea prieteni și ne vom putea bate cu ăștia care sunt răi, în principiu. Hai să văd ăștia dacă reușesc eu să mă împrietenesc cu ei. Nu prea, uite, deja nu mai îmi fac față, deci trebuie să-mi evoluez din nou creatura. Faza e că nebunul ăla e acolo. A plecat de la noi, a plecat, se duce la altcineva. Ok, mă întorc înapoi. Băieți, sunteți bine? Sunteți bine? Care băieți, că mai e doar unul singur? Ok. Dacă dau mating call, am cu cine mating? Cu ăsta, ok. Sper să mai apară și alții. Nu cred, frate, n-avea cum să-mi omoare pe toți. Imposibil. Dar ce ghinion, frate, pe capul meu a venit ăla... Aiurea rău de tot. Nici nu mă așteptam la așa ceva. Îmi place că bagă muzică de asta așa... Romantică. Și ăla se bucură acolo. A, da mă, uite că apar și alții. Deci aici, practic, la NES se sponează infinit. Specia noastră se va spona infinit, chiar dacă tu nu faci ou sau faci ou. Deci n-are relevanță. Asta e omnivor, mamă, ce șmecher, ăsta e super, super avansat. Pe partea de omnivor, văd.
Dar o să mi-l iau pe ăsta. Ia stai, ăsta are bite de level 2, sing de level 3. Uite, asta îmi trebuie singur. Punem aici, punem ăsta. Frumos, chiar îi stă bine. Îi stă bine de tot. Ochișorii doar vreau să-i îndrept puțin, cred. Să fie ceva de genul. Seamnă un pic ca o pasăre, doar că, da, e un, ia, what the fuck de gură e aia. Poți să-i pun gură pe cap. Poți să-i mai pun o gură pe cap. Na, și mănâncă și cu capul acum. Nu, arată strane, dar am vrut să vă demonstrez că se poate face orice în jocul ăsta. Are sight? Fii atent că ochișorii ăștia sunt mai mișto. Mi-l face să arate și nervos, așa gen. Ca și cum e fioros. Bă, trebuie să arate fioros, că ați văzut și voi cu ce ne punem. Adică da. O să ne punem cu deștea răi și trebuie să fie fioros. Acum, hai să vedem noi Graspers. Fața e că de ce aș vrea să iau pe ăștia? Arată un pic mai cu mușchi, dar nu fac nimic diferit față de ăștia. Deci nu știu dacă mi-ar folosi foarte mult. Totuși, la mâini, ar trebui să-i scoatem mâinile și să-i luăm mâini noi, care fac ceva. Strike, 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 pose, health. Vreau unul care să și dea cu pumnul, gen. Strike. Oricare din astea. Alea sunt prea ciudate, nu le pun pe alea că sunt prea ciudate. Astea la fel sunt ciudate rău de tot. Ceva care seamănă cu niște mâini. Astea mai degrabă. Da, sunt ok astea. Bun, și la picioare. La picioare tot la fel. Și le scot pe astea normale. Și ăsta îmi dă charge și speed. Hai să văd ce mai dau astea. Speed, dance și jump. Mamă, cât îți dă asta, e nebunit. O grămadă. Sprint, charge, speed. Trebuie să te uiți să vezi care e mai bună. Speed de level 2, deci cu asta pot să fug mai repede. Cum ar fi astea? Ce sunt astea? Sunt niște ventuze. Ok. Jump de level 2 și dance. Deci asta mi-ar trebui pentru că și să și speed de level 1. Pentru că vreau să sar ca să pot să fac glide cu aripile după aia. Și aripile, adevărat. Mi-a dat aripi noi. Ok, hai să le scoatem pe astea. Le punem pe astea la alte. Asta este fluture, om. LOL, dar trebuie. Uite, ce, tot așa ceva de genul pe spate vreau să fie. Și asta trebuie să fie drepte, că altfel o arată urât. Șmecher, chiar șmecher. Sneak și charm. Mai avem 91 de puncte, adică mai avem chestii. Hai să-mi pun niște ceva. Speed. Strike, strike. Uite, pot să-i pun niște de astea. Cum să mi le poziționez eu să n-arate ciudat? Uite așa. Mamă, frate, ești nebun că-ți dă cu aia. Mamă, te-a rupt în două, te-a rupt în bucăți. Pot să-i dau și poison dacă vreau. O travă. Da, arată ciudat. Nu știu unde să-i pun o travă. Îi pun o travă pe spate. Aici. Hai că-i pun una singură pe spate. Ca să nu-i stric design-ul. Și acum arată destul de bine. Mai avem 41 de puncte. Cred că e ok momentan. Nu cred că mai avem nevoie de altceva. La gura asta am făcut tot ce trebuie. Suntem bine. Hai să vedem următoarea evoluție a caracterului nostru. Bă, din ce am văzut în mare parte prin jurul nostru în zona nouă, sunt mult mai mulți predatori de ăștia care gen carnivori, care vor să te mănânce. Și din cauza asta, hai să învățăm speed. Deci pur și simplu îi scuipă. Dar îi scuipă în spate cumva. Sper să nu scuipe în spate. Și acum am învață pose. Aha. Asta e pe partea social, pose-ul. Și am toate abilitățile pe partea social. Ia pe asta am toate? Nu. Și asta ce e? Learn to dance. Ah, eu nu știam să dansez până acum. Ok, ne descurcăm și evoluăm. Astea sunt toate lecțiile pe care trebuie să le învăț? Aparent, da. Dar știți care e problema? Mamă, ce tare zbor acum. Problema e ăla. Ăla de acolo e problema. Am să încerc să plec din zonă. Fai de capul meu. Simt că nu vine iarăși la noi. Cum aș putea să scap de ăla? E stresant rău de tot, că ea are 1000 la viață. Și da. Pe bune, dacă nu e stresant, uite-te la el și uite-te cum merge cu picioarele în spate. Cine l-a făcut pe ăla? Tot cineva l-a făcut, dar nu știu de ce mi-a apărut mie aici. Hai să încercăm să impresionăm pe ăștia acum, să vedem dacă suntem mai...
Poate că dacă aș avea pe cineva cu mine, aș impresiona mai ușor. Nu, hai să mă duc să-mi iau pe cineva cu mine. Și să impresionăm pe ăștia mai ușor. Să-mi iau niște oameni din, din grup de aici. Deci tu, mici cu muștar, vin încoace, în pack. Stai, vreau să te bag în pack. Bă, auzi, nu vreau, mate. Jump, mating call, nu mating call. Bă, apăs pe mating, pe, nu pe mating, dar gen apăs pe pack, să-l bag în pack și nu mi-l bagă cum mai l-a băgat data trecută. A, gata, mi l-a băgat acum. Trebuie să faci un dance ăsta cu ei. Sau un cântec, ceva. Și tu vin între aici, gata. Acum că avem doi, cred că o să putem să impresionăm mai ușor, mă gândesc. Îmi place și ei zboară odată cu mine. Hai să mergem la ăștia să vedem. Acum ar trebui să fim suficienți de... de buni să impresionăm. Avem nevoie de aliați cât mai mulți. Ați văzut și voi cât de răi sunt ăștia prin jur. Hei, prietene, ce faci? Ia să vedem ce are el de gând să facă. A, mă, că acum merge. Voi țineți minte cât de greu a mers înainte și uite cât de mult merge acum. Deci clar se vede momentul în care îți faci upgrade la caracter, că merge să impresionezi pe ceilalți mult mai repede. Ok, hai. Trebuie neapărat să fac ce fac ei? Nu, nu cred. Dar depinde de caracter, cred. Cred că reușim să ajungem la mijloc. Sau un pic mai mult noi. Hai, încă puțin, încă puțin. Da, l-am luat și pe ăsta. Ne-a dat un part. Mega Chiropta, jump și glide de 4. E o aripă mai bună. Wow, ok, e o aripă mai bună decât ce aveam noi înainte. Și dăm din nou cântec, pentru că asta știm noi să facem cel mai bine, cântecul. Aia sunt, sunt răi, dar nu foarte răi. E pe portocaliu, așa. Cred că tot poți să ții împrietenești puțin. Nu știu unde se duc. De tot fac pui ăștia. Sunt în călătorie, băieții. Dar ce important este că ne-am găsit aici un nou aliat. Hai să văd, dacă eu mă duc lângă ei. Hai să văd dacă... dacă sunt așa de răi pe cât par. Hei, băieți! Băieții! Alo! Calmează-te, calmează-te! Zic când te cel! Fii atent că zic când te cel! Nu mai sunt răi! Fiți atenți! L-am impresionat atât de tare încât nu mai sunt răi! Ce tare! Deci nu știam! Credeam că dacă sunt așa, gen nu mai poți să ții împrietenești, dar poți! Dacă ești suficient de bun, cred că dacă nu eram suficient de buni, nu puteam să-i împrietenim. Oricum, asta a fost episodul nostru de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și mai vreți episoade în continuare, nu uitați să apăsați butonașul de like. Oh my god, ce chestia aia! Ok, vom vedea în episodul următor. Ne auzim data viitoare. Pa, pa!